Deputatul Laurențiu Leoreanu, vicepreședinte al PNL, are în pregătire o serie de acte normative pe care le consideră indispensabile pentru profesionalizarea administrației publice la toate nivelele acesteia, dar și a politicii, care trebuie făcută în slujba cetățeanului și nu a grupurilor de interese din jurul clasei politice. Legislația, în opinia liberalului, trebuie să fie predictibilă și ușor de înțeles. În acest sens, deputatul liberal are în pregătire o serie de ghiduri pentru primari, consilieri locali, județeni, președinți de consilii județene și pentru parlamentari aflați la primul mandat. De asemenea, parlamentarul liberal consideră că se impune și adoptarea unor ghiduri referitoare la incompatibilități și conflicte de interese, documente necesare evitării încălcării legislației. Din toamnă să mergem la muncă și la munca de parlamentar, pe ceea ce înseamnă o legislație coerentă, corectă, aplicabilă, care să se articuleze cu ceea ce înseamnă realitatea imediată a României, dar și cu respectarea legislației europene, dar și pentru a consolida partea de administrație. Și mă gândesc aici, dacă vreți, la niște ghiduri pentru consilierii locali, consilierii județeni, care sunt la primul mandat, de a cărui înscriere nu se ocupă nimeni, de asemenea pentru primari și președinții de consilii județeni, de ce nu și pentru parlamentari pe cele trei paliere ale administrației. De asemenea, mă gândesc la un ghid de incompatibilități și conflicte de interese, care să prevină, să sprijine, să ajute printr-un material foarte ușor asimilabil și bun ca isuire pentru cei care dețin astfel de funcții. Deputatul liberal își propune de asemenea realizarea unor platforme de lucru pentru colectarea de idei și de propuneri în vederea profesionalizării activității în administrație și politică făcute în slujba cetățeanului, a protecției sociale și a dezvoltării regionale.